Salut! Numele meu este Valean Adrian Caius și bine ați venit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi vom vorbi despre o lucrare de aerografie pe o cască de piele, realizată în cele mai mici detalii, cu ajutorul faimosului instrument care se numește aerograf. Stați în continuare și o să vedeți ce se poate realiza cu un instrument atât de mic. Am revenit. Acesta este instrumentul de care vă spuneam. Se numește aerograf. Ce face el este, prin acel ac, pe acea diuză mică, pulverizează vopsea în momentul în care tragi de acest trăgaci în spate. Bineînțeles, linia de vopsea este foarte, foarte fină. Pur și simplu ne-am îndrăgostit de acest instrument. După noi este cel mai calitativ instrument care există pe piață, comparativ, bineînțeles, și cu prețul acestuia. Bun, în continuare am zis că o să vă arătăm o lucrare realizată pe o cască de piele. Aceasta este lucrarea. Luciul care se observă pe negru este un pic de reflexie din cauza lacului. Să încercăm să focalizăm, să venim dintr-o parte. Se pot vedea și porii pielii. Efectiv, pe această lucrare s-a lucrat aproximativ 12 ore. Și s-au folosit vopsele acrilice. Pielea, înainte de a începe lucrarea, a fost tratată cu un primer special pentru a putea avea aderență pe piele. Și bineînțeles, la sfârșit, lucrarea a fost lăcuită, întreaga porțiune. Sunt aproximativ 5 mâini de lac mat. Sperăm că v-a plăcut prezentarea de astăzi și nu uitați să atingeți acel buton de like și subscribe. O zi bună vă doresc tuturor!